Fostul președinte al țării, liderul Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, a împlinit 80 de ani. El a fost felicitat de colegii de partid, de foștii președinți ai țării și de politicieni de la noi din Federația Rusă sau Ucraina. 80 de ani este doar un număr în cazul domnului Vladimir Voronin. Este un număr care vorbește despre merite, experiență și înțelepciune. Îi dorim domnului președinte sănătate pentru că toate celelalte, o familie iubitoare, prieteni, devotați și respectul din partea oamenilor deja le are, se arată în mesajul colegilor de partid. Urări de bine i-au adresat și predecesorii lui Mircea Snegur și Petru Lucinski. În istorie veți rămâne ca un politician iscusit, sârguincios, și aceste calificative sunt îndreptățite de faptele, succesele obținute în toate posturile care v-au fost încredințate. Tot ce se întâmplă după 80, de acum asta e un dar al Dumnezeu. De până după 80, noi suntem cu dumneavoastră o generație care eu consider că e fericită, unicală. Am ajuns la perioada când cea mai bună urare, cea mai eficientă și mai așteptată este problema sănătății. Președintele PSRM, Igor Dodon, a scris pe Facebook că este mândru că poate colabora cu un politician precum Voronin. Politicianul cu o largă viziune patriotică și cu un caracter de oțel, Vladimir Voronin. Ne cunoaștem personal, am trecut prin diferite situații, iar cu fiecare an, respectul meu doar a crescut. Sunt mândru că la această aniversare jubiliară a dumnealui, cea de 80 de ani, îi pot strânge călduros mâna, a scris Igor Dodon. Voronin a fost felicitat și de Mitropolia Moldovei. Ne aflăm în mănăstirea Căpriana, ctitorită de marele ctitor al Moldovei, domnul Vladimir Voronin. Domnule președinte, felicitându-vă cu această sărbătoare, vă dorim ani îndelungați, de la 80 în viitor să treceți mult mai ușor și să trăiți mulți și fericiți ani. Pe Voronin l-au felicitat și prim-secretarul Partidului Comunist al Ucrainei, Petr Simonenko, și liderul Partidului Comunist Rus, Ghenadi Ziuganov. Vladimir Voronin a fost al treilea președinte al Republicii Moldova și a avut două mandate consecutive în perioada 2001-2009.